Urmează 10 zile pline la Sibiu, unde începe Festivalul Internațional de Teatru, iar cifrele sunt impresionante. Peste 2000 de artiști din 38 de țări vor susține 600 de evenimente în orașul Sibiu. Locuitorii și turiștii sunt invitați așadar la spectacole de teatru, dans, circ, operă, dar și expoziții și lansări de carte. Opt artiști francezi au spart gheața pe ritmuri indiene. Publicul s-a bucurat de spectacolul stradal. Abia am așteptat. A fost ca un ghețar care s-a topit. I really feel vivid, like I was suffering for some interaction and performances live, and there's no such feeling on the phone or in the internet. Prezența la unele spectacole în aer liber și la toate reprezentațiile din interior este condiționată de certificatul COVID. Voluntarii scanează codul QR, iar spectatorii primesc o brățară de acces. Organizatorii spun că au făcut un efort eroic pentru a aduce în țară cele mai renumite trupe de teatru. Compania franceză Deus Ex Machina vine chiar în această seară în Piața Mare a orașului cu un impresionant spectacol vizual și muzical, Galileo. Nume celebre popăsesc la Sibiu, au început să vină numele foarte importante, pornind de la Eugenio Barba, la Declan Donnellan, Silviu Purcărete. Seara asta vom avea Romanian Chamber Orchestra cu Cristian Măcelaru în Piața Mare. Programul și noutățile festivalului pot fi găsite anul acesta într-o aplicație specială. Fitz poate fi acum descărcată gratuit din App Store și Google Play și vă oferă posibilitatea de a vă face agenda zilnică și de a cumpăra bilete la reprezentații. Unele spectacole de interior cu public vor fi transmise în direct în sistem de streaming. Alte evenimente au loc exclusiv online. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.